Mă bucur că ați dat curs invitații mele la această presă. Tema principală, o să vă spun imediat. Bineînțeles că eu, făcând mai rar conferințe de presă, trebuie să recunosc acest lucru. Sunt convins că vor fi și multe întrebări. Și am toată răbdarea și tot timpul de lume să ascult toate întrebările și dacă pot să și răspund la ele. Așa cum am anunțat ieri în presa centrală, vreau să vă spun că mi-am dat demisia în funcția de vicepreședinte al Partidului la nivel național și președinte al organizației PSD-ul. Demisie care este registrată la numărul 77, ieri 27.05.2012. Cine vrea să o vadă și nu crede, e aici. Deci, e scris aici. Și aș vrea să vă spun, înainte de a mă întreba dumneavoastră, care e și motivul acestei decizii. Așa cum bine știm cu toții, decizia e un act de voință unilaterală. Dai demisia, da sau nu, eu mi-am dat-o. Pentru că, așa cum știți, există o sentință, chiar dacă nu este definitivă în alte curți de casație și justiție, care, nu vorbesc de nume, chiar dacă îl cheamă Liviu Dragnea sau chema altcumva, în care președintele executiv al PSD-ul este condamnat cu suspendare un an de zile, motivul știți, referendum. Așa cum am spus toți, cum a spus și Liviu Dragnea, președintele executiv al partidului, spun și eu același lucru, respectăm decizia instanței, dar din punct de vedere politic, sigur că putem să comentăm multe lucruri. Eu vă spun că decizia în 2012 de a face referendum pentru demiterea președintelui funcției atunci, Traian Băsescu, a fost o decizie colectivă a PSD-ului, o decizie a Comitetului Executiv Național, care este forul cel mai important de conducere între Consiliul Național și Congres la Partidul Social Democrat. Decizia a fost în unanimitate. Niciun coleg care face parte din Comitetul Executiv Național n-a fost împotrivă, toți am fost de acord. Eu cred și acum, după aproape 3 ani de zile, că a fost o decizie bună. Și spun acest lucru pentru că, așa cum vedeți în mass media, ceea ce cât rău a făcut Traian Băsescu acestei țări, eu cred că merita demis, poate chiar mai demult. Dar, așa cum știți, referendumul n-a avut finalitatea pe care noi ne-am dorit-o și Traian Băsescu a rămas în funcție până în decembrie 2014, dacă nu greșesc. De asemenea, decizia luată în Comitetul Executiv Național al PSD a fost de comun acord cu colegii noștri liberali de la acea vreme. Știți bine, exista USL-ul, o idee bună, spun și eu, la acea dată. Și colegii noștri liberali, care astăzi critică aproape această acțiune, eu spun că sunt lipsiți de demnitate, chiar spun că unii dintre ei au devenit penibili în momentul în care critici președintele executiv al PSD că a coordonat campania USL la referendum în 2012 și, bineînțeles, în acest comitet de coordonare al campaniei pentru referendum cu demiterea președintelui Traian Băsescu, n-au fost numai membri din PSD, au fost și foarte mulți membri marcanți ai PNL-ului care astăzi au cu tot o altă părere. Cred că și în politică trebuie să ai cuvânt, onoare, pentru că nu poți să spui de fiecare dată eu știu ce-ți convine sau nu știu ce ar vrea să audă unii sau alții. Dar asta e problema lor și poate din ar fi trebuit să aduc aminte de aceste lucruri. Suntem câțiva colegi care ne-am dat demisia pentru că eu le-am spus colegilor mei și în Comitetul Executiv, Liviu Dragnea, n-a luat această decizie singur și nu mă feresc să spun că ceea ce a făcut Liviu Dragnea la nivel național am făcut noi toți.
Noi toți președinții de organizații, deci membru ai Comitetului Executiv Național, au făcut și colegii liberali la acea vreme tot aceleași lucruri. Și în semn de solidaritate, și repet, nu cu persoana Liviu Dragnea, cu funcția de președinte, cu funcția de președinte executiv al Partidului Social Democrat, am considerat că și eu trebuie să-mi dau demisia din toate funcțiile politice. Mai sunt, din câte știu eu, încă trei colegi de-ai mei, ar vrea să le spun și de unde sunt, și numele. Este vorba de președintele organizației PSD Giurgiu, domnul senator Bădălău. Este vorba de președintele Consiliului Județean și președinte al PSD, domnul Buzanu de la Vaslui. Este vorba de domnul Zetea Gabriel, sper să nu greșesc, e vicepreședinte, cred, la Consiliul Județean și, dar sigur, este președinte al organizației PSD Maramureș. Deci, cei care ne-am scris demisia și care am înregistrat-o, cel puțin din câte informații am eu, până să plec de la sediul CSRD, unde s-a ținut acest comitet executiv. Așa cum știți, comitetul executiv a stabilit ca Victor Ponta, o să revenim la Olt, Victor Ponta a propus și comitetul executiv a fost de acolo ca Liviu Dragnea să ocupe în continuare de organizarea partidului, mai ales că știți bine, am început perioada cu alegerile, suntem în alegeri, facem conferințe locale în tot județul, urmând după aceea să facem conferințele orășenești și municipale, conferința pentru alegerea președintelui la pensionari, la tineri, la femei, bineînțeles, după aceea, probabil, nu știu, la sfârșitul octombrie sau poate ceva mai târziu, să avem și o conferință județeană de alegeri pentru a alege conducerea organizației județene a PSD Olt. Conform statutului nostru, sigur, în perioada în care Comitetul Executiv Național va lua o decizie cu interimatul de la organizația PSD Județul Olt, va fi președintele executiv, deci în toată această perioadă până la decizia Comitetului Executiv Național va fi organizația PSD Olt va fi condusă de președintele executiv, știți, Marius Oprescu, președintele executiv, până când într-adevăr se va lua o decizie în Comitetul Executiv Național când va fi el. Vreau să vă spun, indiferent ce ar fi la această decizie, nu revin. Deși și colegii de-a au spus că nu e bine să-mi dau demisia, că nu e bine să fac lucrurile astea, e un act de voință unilaterală și îmi rezerv acest drept să am demnitatea și onoarea care să-i impun într-o asemenea situație. Deci, în mare despre decizia mea aceste lucruri, am să le spun. Dacă sunt întrebări pe această temă, sau dacă mai sunt și alte întrebări pe alte teme, vă stau la dispoziție și toată plăcerea. Domn președinte, cine conduce după demisia noastră organizația PSD? Deci, conform statutului nostru, am spus mai înainte, președintele executiv preia conducerea organizației, urmând ca interimatul organizației să fie decis în Comitetul Executiv Național. Dacă nu sunt întrebări? Sigur. Dar mie, am stat un pic pe trece, domnii și-au fost mai în față. Prima, un pazin de 35% minim, oricât de tare face domnul PSD, pe la am clipa de față, a votat ca primar interimar pe cineva de la Partidul Conservator. Cum ați comentat faptul ăsta? Este o decizie politică. Am considerat că doamna primarul Mihaela Stara, care a preluat prerogativele de primar, am considerat că este în folosul slătinerilor acest lucru, pentru că e un om cu foarte multă experiență în domeniu. Mihaela Stara, cred că are 20 de ani de când este în primărie și cunoaște foarte bine lucrurile care sunt în primărie și sunt convins că atul principal al colegilor noștri, consilier local PSD, a fost acesta, pentru că e mai important, sunt mai importanți
cetățenii decât a fi un consilier PSD neapărat primar în această perioadă până la alegeri. Doi, credeți că domnul Victor Ponta ar accepta testul cu detectorul de minciune atunci când spune că este solidar cu Liviu Dragnea? Nu comentez acest subiect. Ponta a spus public, Victor Ponta, președintele partidului, a spus public că e solidar cu Liviu Dragnea. Și vă mai spun ceva, lucruri pe care nu știți, luni la acel birou informal, când eu n-am fost de acord, s-a vehiculat în discuțiile noastre, nu știu dacă Victor Ponta a spus public, dar eu pot spune la orice aceste lucruri, că Victor Ponta a vrut să-și dea demisia împreună cu Liviu Dragnea. Luni, deci nu lunea asta, lunea trecută, în același, în birou permanent informal pe care l-am avut la acel dat. Deci, mai mult dat nu pot să comentez, eu cred că fac o echipă foarte bună și ei doi cred că sunt convinși că fac o echipă foarte bună împreună Liviu Dragnea, Victor Ponta sau Victor Ponta, Liviu Dragnea, cum vreți să spun. Dumneavoastră, mai departe, ca membru al PSD-ului, sunteți solidar și cu deputatul de Olt, Ior Dache, cel care acum o săptămână, cred că pe timpul ăsta chiar astăzi, în cadrul Comisiei de Muncă din Camera Deputaților, s-a opus într-un mod categoric dublări alocațiilor pentru copii. Votând mai departe în plen. Florin Ior Dache e prietenul meu, să fie clar. Deci, m-ați întrebat, v-am răspuns la prima parte a întrebării. Nu știu exact ce s-a întâmplat acolo și nu pot să comentez despre situații pe care nu o cunosc. În cadrul Comisiei de Muncă a Deputaților, deputatul Ior Dache a fost cel mai apri contestatar al dublării alocației pentru cei. El a gândit ca un om de dreapta, mă, dar nu trebuie să dăm bani. Deci nu pot să comentez o situație pe care nu o cunosc. Știu lucrurile astea și eu, dar nu pot să comentez o situație pe care nu. Dar știu un singur lucru, că în plen, toți deputații PSD, toți parlamentarii au votat mărirea, dublarea alocației pentru copii. Atât știu, alte lucruri nu le știu. Și mai am o temă delicată până la urmă, e șoptită până în clipa de față, dacă se trebuie spusă și într-un mod public. Ar trebui ca și Minăclina să demisioneze din PSD? Știți, delicat, dar... știți, demisia spunea mai înainte, e un act de voință unilaterală până la urmă, e decizia lui. Eu nu știu ce este acolo, ce... Dar între pe el. Dar decizia a spus de la început. Demisia e actul de voință. Și ultima și termin. Sunteți gata să cedați cele 10% portofolii către partenerii dumneavoastră de cursă pe termen scurt, mediu și lung, cei de la UNEP pe tren? Să vă spun punctul meu de vedere și chiar îmi pare bine că mi-ați pus această întrebare. Eu, de exemplu, nu sunt de acord ca la alegerile locale să mergem împreună cu UNEPR-ul și am să vă spun și motivul pentru care spun acest lucru, pentru că spune știința, sociologia, că în momentul în care merg separat... 1 plus 1, dar 1 plus 5. Ai mai multe voturi. Deci e un argument logic din punctul ăsta de vedere și sigur că, așa cum știți, sunt multe inadvertențe. E posibil ca anumite localități să fim doar cu hârtie împreună și fizic să nu fim împreună, să pierdem alegeri și nu e regulă. Dar, mai spun următorul lucru, în momentul în care UNEPR-ul a fost lângă noi și suntem la guvernare și datorită UNEPR-ului, trebuie să fim foarte corecți în acest punct de vedere. Eu cred că la alegerile parlamentare, indiferent de scorul care îl vor avea UNEPR-ul la alegerile locale, trebuie să găsim o soluție și să dăm 10% așa cum s-a vehiculat în spațiul public parlamentar UNEPR. Ca cum să știți că e simplu. PSD-ul, deci nu e nimic secret și toată lumea știe lucrul ăsta, nu că vă spun eu nu știu ce vești. PSD-ul ia cam în jur de 150 de parlamentari, cam asta a fost media, nu o medie, și sunt convins că și în alegerile din 2016 vor lua cel puțin atât. Și UNEPR-ul 10% înseamnă un număr de parlamentari care poate să facă lucruri în Parlament, ca să nu spun altceva. Deci eu cred că am o abordare principală aici, ne vorbim de persoane, nu contează o relație personală între anumiți, nu știu, membrii PSD,
un EPR. Eu vorbesc de argumente logice și vă mai spun ceva. PSD-ul, așa cum știți și majoritatea sunteți jurnaliști cu multă experiență, niciodată în Consiliul Județean n-a avut 50%. Niciodată în Consiliul Județean. Așa, că mergând separat, avem o șansă să facem, deși se poate interpreta și lucrul ăsta din anumite puncte de vedere, să poate face o majoritate în Consiliul Județean cu un EPR-ul. Pentru că știm că alegerea președintelui Consiliului Județean va fi o decizie a majorității consilierilor județeni. Încă o dată spun un lucru care n-am fost de acord și nu o să fiu niciodată de acord, pentru că am un argument logic. Votul uninominal direct, nu există cale mai bună decât asta. În alegeri. Dar decizia e luată, vorbim de lucruri care au trecut pe Parlament, deja au devenit lege. Asta e. Deci, astea sunt argumentele și eu nu vreau să înțelegeți că n-am ceva cu cineva de undeva. Nu. Eu vorbesc cu argumente logice ce cred eu că Partidului Social Democrat cum i-ar fi mai bine. Pentru că sunt membru, demisia de membru al Partidului Social Democrat, vreau să subliniez acest. Nu mi-am dat-o și vă rămâne în partidul ăsta cu tot mai fiu. Da, domnule, sunteți simplu membru PSD, da. La ora asta. Da.